Pe zile, dragi prieteni, o nouă ediție astăzi în acest interval. Acest interval orar, o repet, o spun, în curând ne vom apropia să fim sănătoși de cea de a 1000-a ediție în acest platou Vezei Life. 1000-a ediție are, merge pe zona educațională, pe zona culturală, pe zona istorică, pe zona mentalităților. Și sunt onorat pentru că astăzi și săptămâna aceasta, cu o mică excepție, este săptămână dedicată doamnelor profesioniști, ca să spun așa. E onorantă ediția de astăzi pentru că distensiile mele invitate sunt pentru prima dată și vreau să le mulțumesc. Dar veți vedea dumneavoastră, v-am obișnuit de-a lungul atâtor și atâtor ediții, să avem ediții dialog, să avem ediții care să scoată în prim plan, repet, profesioniști, oamenii ai cetății. Astăzi și mulțumesc pentru că dragi elevi, dragi colegi din zona Facultății de Istorie, na, sunt și eu subiectiv, va fi o ediție nu doar dumneavoastră dedicată, ci o ediție despre a construi, despre a aduce aproape de tine elevii, a te raporta la istorie într-un context european, dar așa cum trebuie. Și sărut mâinile, Hristos a înviat, iată o avem alături de noi pe doamna profesor Maria Rados, domnia sa, iată, profesor de istorie la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași și colega domniei sale, doamna profesor Mihaela Țurcănașu, istorie de data aceasta la Colegiul Național Iași. Salutăm pe de o parte pe doamna Romanescu, salutăm pe de altă parte pe doamna Calistru, pentru că salutăm comunitățile celor două unități de învățământ de prestigiu din orașul nostru și așa este. Pentru a vă introduce și a scurta intro-ul meu, vom vorbi despre un proiect foarte interesant. Inițiator este doamna profesor Rados, alături de colegi și aici vreau să salut pe, iată, să salut poate pe doamna profesor Iordăchescu, să-l salut pe domnul profesor Tiberius Părpăruță, să-l salut pe domnul profesor Sorin Sitea, să-l salut pe Sergiu Enea via internet până la Târgu Frumos și sunt și alți colegi. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, încă de pe acum, apropiați-vă de noi, urmăriți-ne, vă garantez, veți avea 60 de minute în care nu veți pierde timpul, ca să spun așa. Pentru început, doamna profesor, pentru a introduce pe prietenii noștri în subiectul, tema dialogului nostru, au trecut câteva zile de la acest moment legat de Ziua Europei, dar proiectul pe care l-ați demarat dumneavoastră atunci va continua și el a creat o efervescență. Ce a presupus un asemenea proiect, plecând de la ideea Europa și istoria în contextul Uniunii Europene, ca să spun așa? Bună ziua, vă spun și eu și desigur salutăm și pe cei care ne urmăresc de acasă. Și este o bucurie, să știți, pentru mine. Zilele acestea au fost așa niște momente cu totul speciale, pentru că Liceul de Informatică, liceul unde predau de 20 și ceva de ani de acum, trăiește o mare sărbătoare și 50 de ani de învățământ informatic în România au fost celebrate de noi într-un mod festiv și într-un mod cu totul deosebit. Probabil și radiez, încă mai păstrez această bucurie unor momente frumoase. Mulțumim mult pentru această invitație, ne onorează și cu atât mai mult putem face cunoscut ceea ce s-a întâmplat în mod special în data de 10 mai. Cred că aș spune mai întâi că, știți, totul a pornit și întotdeauna totul pornește de la o echipă, de la oameni. Vorbeam mai devreme că istoria este despre oameni și despre faptele lor și despre ceea ce își propun să facă în viață și își doresc. Iar eu spun că sunt norocoasă așa, și Mihaela sunt convinsă că este de acord cu mine. Noi venim dintr-o generație care a avut extrem de multe modele în jur. Și profesorii noștri de la facultate, profesori care ne-au rămas alături de-a lungul acestor ani. Dar imaginați-vă când momentul acela în care noi am poposit tineri profesori în școlile noastre și când învățam cu adevărat să fim profesori. Și dincolo de cursurile și de seminariile acelea de metodica predării istoriei, ei bine, ce ni s-a întâmplat nouă frumos a fost că am avut lângă noi
profesori extraordinari, colegi. Și un mare lucru să poposești într-o astfel de comunitate, în rândul unor profesori de istorie care deja realizaseră acest liant. De la ei am învățat extrem de multe lucruri și cu siguranță o să-mi permiteți să-i amintesc. Cu mare drag. Pentru că îl priveam, de exemplu, pe domnul profesor Liviu Burlec și îl salutăm la Colegiul Național Emil Rapoviță. Am avut, iată, un mare noroc, doamna profesor Rodica Pal, Negruții. Salut mâine, doamna profesor! Elvira Rotundu, Lăcrămioara Iordăchescu, oameni care au știut să facă echipă, oameni care ne-au învățat și pe noi să facem lucrul ăsta. Și Carmen Tomescu, e imposibil să nu o amintesc, a fost mentorul meu din facultate și de-a lungul carierei mele. Așadar, am rămas o echipă. Motiv pentru care această nevoie de a fi alături unii de alții, pentru că ne-am împletit destinul profesional de atâtea ori, a condus la această idee. Bun, am avut un an greu și nu ne-a fost ușor. Toate acele momente care ne aduceau împreună, de la concursuri, activități, proiecte, n-au mai avut același ritm. Și în momentul în care am simțit și noi că lucrurile încep să se mai liniștească, iată momentul acesta al revenirii la școală, toate lucrurile acestea, știți, au avut rostul lor și am zis că poate ar trebui ca din această bucurie să transmitem și celorlalți. Și în felul ăsta s-a născut un proiect. Dar aici este vorba de oameni care au lucrat cot la cot ani de zile. Și bineînțeles că a fost salutar momentul în care am remarcat energia și bucuria colegilor atunci când am spus ce ar fi mai, hai să facem, de ce nu? Hai să facem ceva împreună. Simțeam această nevoie extraordinară. Și Mihaela Țurcănașu a îmbrățișat ideea fără nicio rezervă. S-a alăturat și colegul nostru Sorin Sitea. Salutăm pe domnul profesor. Bineînțeles, tot de la Colegiul Național Mihai Eminescu, Lăcrămioara Iordăchescu a fost printre primii, Elvira Rotundu, Carmen Tomescu, colega noastră de la Colegiul Pedagogic, Serinela Pintilie, la fel. Bineînțeles, de la Pașcan, de la Colegiul Național, Mihail Sadoveanu, Hariclea Mercaș, a pus umărul și, ca întotdeauna, cu eleganța și cu dorința ei de implicare, a fost lângă noi. Despre colegii noștri e cunoscut că își doresc întotdeauna să fie în această echipă și să facă ceva frumos pentru copii, pentru dascăli, pentru comunitate. Și Tiberius Părpăuță, Sergiu Enea, au răspuns. O echipă pe cinste. Da, pe cinste, au răspuns imediat. Și mare bucurie a fost să îi avem alături și pe colegii noștri de la Liceul Alexandru Iancuza, Sebastian Chiruță, de la Liceul Teoretic Vasile Alexandrii, Ioana Chiruță. Mai frumos a fost că ni s-au alăturat și organizații non-guvernamentale care au salutat ideea, care au salutat intenția noastră și din acest moment i-am avut alături pe cei de la Europe Direct Iași, cu structura gazdă Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă, în persoana doamnei Aurora Matei. Dar, desigur, noi întotdeauna am fost obișnuiți să avem alături și mulțumim pentru că am avut acest sprijin și Inspectoratul Școlar Județean Iași, mulțumim doamnei inspector școlar Larisa Târzianu pentru că ne-a sprijinit în acest demers. Cred că vreo două luni de proiectare, de coagulare, în care am gândit acest moment frumos al zilei de 9 mai, pentru că era momentul ideal. Copiii noștri, după o perioadă atât de lungă de învățământ online, de învățământ hibrid, aveau nevoia să simtă bucuria aceasta, să se apropie din nou de valori.
și cum să faci un lucru mai potrivit decât să te raportezi la, la valorile Uniunii Europene. Să aveau nevoie să se exprime, să se implice. Și am gândit că ceva din spiritul nostru de echipă ar merge foarte bine în felul acesta să-l, știți, să-l difuzăm și să-l ducem și către ei. Noi facem, e adevărat, activități în echipă la școală, dar data asta am dorit să depășim puțin granițele și să învățăm să lucreze împreună din toate școlile în felul acesta, să aibă și această experiență. De aceea am ajuns la acest moment al zilei de 10 mai. E adevărat, ne-am fi dorit să fie o întâlnire, știți, față în față. Da. Probabil bun, că am fi vibrat altfel. Dar și să știți că întâlnirea aceasta în mediul virtual a depășit așteptările noastre, pentru că am avut un număr foarte mare de participanți. Agenda a fost una într-adevăr generoasă și de la ne-am bucurat enorm pentru că mi s-au alăturat niște oameni extraordinari. Niște oameni care veneau din diverse zone cu experiențe, cu expertiză. Și în felul acesta copiii noștri aveau ocazia să înțeleagă cât de norocoși sunt. Că, iată, au o copilărie în care se bucură ce înseamnă să fii într-o familie europeană, să ai în momentul de față libertate, să te bucuri de democrație, de drepturi, de egalitate. Pentru noi, la vârsta lor, nici nu știam că există. Vă dați seama, când eram noi mici, cine ar fi îndrăznit, ce profesor ar fi îndrăznit să spună lucrul ăsta? Poate dacă îndrăznea, scuzați-mă că vă întrerup, exact. Se întâmpla... Deci, nu numai că nu visam și nu aveam voie să visăm, dar ne-a lipsit și informația, ne-au lipsit cunoștințele, ne-a lipsit această bucurie a împărtășirii unor valori. Și firesc, în mod firesc, atunci când gândești un astfel de eveniment, trebuie să-l gândești în așa fel încât să aibă substanță pentru toți cei implicați. Și au fost două coordonate mari. În ce fel implicăm copiii, da, în așa fel încât ei să fie pe deplin valorizați și în același timp să simtă această implicare, și totodată ce dorim să le transmitem, ce mesaj, ce trebuie să, în așa fel încât să se bucure din plin de acest moment de sărbătoare. Spuneam că am avut invitații nemaipomeniți. Bineînțeles că ne-am gândit în primul și în primul rând la domnul profesor Leuștean, pentru că dumnealui, profesorul nostru de la Facultatea de Istorie, întrucât experiența domniei sale într-un moment extrem de important pentru România, 2005, a însemnat un moment aparte, atunci când a făcut parte din comisia care a semnat actul viitoare aderări a României. Și au fost niște experiențe fantastice pe care, iată, a avut ocazia să le împărtășească și copiilor, experiențe care au impresionat deosebit. Pe urmă, ne-am gândit că ar trebui ca acestor copii ar trebui să li se vorbească despre experiențele momentului, despre ce înseamnă astăzi să fii parte din activități derulate la nivel european. Și așa a venit în întâmpinarea noastră Maia Clincu de la Eurodemos, Elena Gheoc, care a adus cu ea experiența acelor acțiuni specifice democrației participative, și Elena Gheorghe venea de la Education Leader IBM, co-founder Inițiativa România.
Bineînțeles, Ioana Pruteanu de la Europe Direct Iași, fiecare cu experiențe, cu povești, pentru că în fond istoria este și despre astfel de povești frumoase, care au transmis energie, care au transmis entuziasm. Și în felul acesta, știți, toate lucrurile s-au așezat exact cum trebuia. Bineînțeles, cea mai mare bucurie noastră a fost să-i vedem pe copii dornici să facă, să se implice. Vă dați seama, luna aceasta lui aprilie, de exemplu, a fost o lună de vacanță pentru cei mai mulți dintre ei. Da, din păcate, vacanța atipică și prelungită. Da, și ați putut avea, iată, surpriza aceasta a unor copii care să nu știu, să fie în vacanță, să-și dorească să facă alte lucruri. Ori noi am fost foarte, foarte plăcut surprins să-i vedem că și-au dorit să se implice și să-și găsească un rol, un loc în ceea ce s-a întâmplat aici. Parte din activitățile lor au venit și ca urmare a unor idei extraordinare propuse de colegii noștri. Și așa, frumos, aici, introducem și pe doamna, pe doamna profesor Țurcănașu. Dar pentru început aș vrea să vă provoc pe dumneavoastră, doamna profesor. E legat de ce a spus doamna profesor Radus. Cum ați reușit să rămâneți un grup atât de frumos, atât de unit de-a lungul timpului? Pentru că am spus câteva nume. Ne unește pasiunea pentru istorie și, desigur, trebuie să recunoaștem rolul celor care au fost la conducere, inițiativele frumoase pe care le-a avut și doamna Lăcrămioara Iordăchescu și pe care colega mea Maria Rados le-a susținut la rândul dumneaei. Deci au fost aceste activități care ne-au adus împreună și sunt sigură că aceste activități vor continua și e un spirit al nostru, al celor de istorie, a profesorilor de istorie, de a încerca să formăm această comunitate. Vine ca un firesc, pentru că dacă ne gândim un pic, întotdeauna acolo unde sunt doi, puterea crește, nu? Ca să facem această trimitere istorică, istorică, și dacă suntem 11, puterea este cu atât mai mult puternică, este alături de noi această energie pe care ne-o dau colegii și să știți că într-un fel sau altul această învățare colegială este în beneficiul tuturor. Fiecare dintre noi ajungem la catedră și desigur pentru acele 50 de minute suntem mici stăpâni pe acele 50 de minute în care încercăm să facem în așa fel încât să explicăm cât mai bine, să evaluăm cât mai bine, dar modul în care poate să vadă același eveniment un alt coleg, modul în care el ar putea să folosească o altă metodă, poate să ne fie foarte folositoare nouă, dar mai ales elevilor. Să știți că la sfârșitul acestei activități în care ne-am unit forțele, atât colegii de istorie, cât și toți acești invitați ai noștri în activitate, au fost în primul rând în câștigul elevilor noștri, care au avut un tablou mai larg, complet, care să aducă în evidență mai multe fațete ale acestei integrări europene, a acestor valori europene pe care fiecare dintre colegii noștri au știut. Parcă, cum să vă spun, noi am avut o anumită directivă, am avut o anumită direcție pentru a ne organiza, pentru a nu ne suprapune și totuși, surprinzător, toate au fost atât de
complementare, atitudinea fiecărui coleg care a ales o anumită metodă, au venit atât de frumos și de natural într-un tot, încât câștigul a fost evident. Pentru noi, ca și profesioniști ai catedrei, nu, ai predări istoriei în școală, dar pentru elevii noștri care au fost acolo prezenți și care au putut să beneficieze de toate aceste viziuni diferite asupra aceluiași eveniment, integrarea noastră în Uniunea Europeană, aderarea noastră la valorile comune europene și încercarea de a le înțelege și de a le transpune în realitățile de zi cu zi. Pentru că altfel predate la oră și doar amintite, aceste valori ar putea să aibă și o latură rece, mai puțin prietenoasă. În felul acesta, noi le-am ilustrat, le-am pus în valoare, au fost clarificate și înțelese mult mai bine. Dacă veți urmări un pic desenele, dacă veți avea voi fi suport pentru a exemplifica. Dacă aveați curiozitatea de a urmări din materialele realizate, ați întrebat ce metode am folosit. Foarte, foarte complementare și diferite. De la varianta creierii unui e-book, da, care să aducă împreună atât principalele valori, cât și imagini cu aceste desene care ne arată cât de profund percep copiii noștri aceste valori europene și cum prin gândirea și prin modul în care ei văd aceste aspecte, putem să le înțelegem mai bine. Da? Votul, democrația, da, ei au văzut-o prin această putere pe care o are fiecare cetățean când votează, justiția, egalitatea, demnitatea umană, toate aceste valori au fost interpretate și credeți-mă, nu s-au repetat. Fiecare copil a văzut altfel. Fiecare trăiește aceste realități în modul său. Și noi am avut o mare bucurie să le punem împreună, să le creăm un cadru în care ele să poată fi valorizate, să poată fi promovate, pentru că de fapt asta ne dorim, ca elevii noștri, creativitatea, ideile lor să fie promovate, să fie vizibile, glasul lor să fie unul auzit. Și noi, realmente, ca profesori, nu am făcut decât să le creăm fundalul, să le creăm cadrul în care să poată să facă acest lucru. Și, repet, îi mulțumesc foarte mult Mariei Rados pentru această inițiativă și, desigur, le mulțumesc colegilor, tuturor celor 10 colegi, nu? Care 13. Suntem 13, da. Așa. E o cifră cu noroc, da, să spunem așa. Care au răspuns pozitiv aceste inițiative și au putut să facă posibilă această primă etapă, pentru că să știți că acest proiect Ia și fi cetățean european, un joc așa de cuvinte care ni l-am dorit să aibă impact și să fie direct, să-l atingă pe cel care îl percepe, îl aude. Sunt sigură va avea nu doar acest moment, ci vor fi și alte momente care vor merge în aceeași direcție a identității noastre construită pe acest fundal al identității europene. Integrarea noastră în Uniunea Europeană, dacă pentru noi adulții reprezintă doar o etapă, trebuie să fim conștienți pentru elevii noștri, reprezintă doar realitatea cunoscută de ei astăzi. Dacă nu le vom explica, dacă nu le vom prezenta într-o anumită manieră de ce
e bine, de ce avem noi nevoie de această integrare europeană și cum trebuie să facem această integrare să fie utilă, folositoare și benefică nouă, nu doar ca cetățeni europeni, cum să spun eu, proaspăt intrați sau în ultimul val al acestei extinderi, penultimul dacă ne gândim la Croația, da? Trebuie să vedem cu ce venim, să construim ca profesor de istorie această identitate, să-i punem greutate, valoare acestei identități naționale, pentru că să nu uităm, deviza Uniunii este unitate în diversitate. Cum vom asigura această diversitate depinde de noi. Cum vom ști să ne păstrăm identitatea, cum vom ști să ne promovăm valorile, iarăși depinde de noi. Și noi vom face, desigur, sunt convinsă, alături de toți colegii noștri de istorie, acest efort permanent ca integrarea noastră să nu însemne o disoluție, ci să însemne cu adevărat un pas înainte, să fie un element pozitiv al dezvoltării noastre ca națiune. Pentru că, v-am spus, colegii ne urmăresc, sunt alături de noi. Un mesaj de la doamna profesor Lacrămioara Rudăchescu. Salut colegile prezente să împărtășească despre acest proiect interesant, dinamic și aparte. Un alt tip de colaborare între licee, experiențe inedite și o diversitate de abordări care, reunite, oferă o percepție excelentă a Uniunii Europene și domnia sa completează, spune așa, sintagma învățare colegială devenește cel mai bine comunitatea profesorilor de istorie. Sărut mâinile, o salutăm pe doamna profesor Iordăchescu. Salutăm pe colegii noștri, desigur, și pe telespectatorii dumneavoastră. Cum să nu? Doamna profesor a accentuat, asta pus și dumneavoastră, dar a accentuat și doamna profesor Țurcănașu și poate aparent așa ar părea puțin important să vorbim despre ce percepție au la acest moment copiii, elevii, la nivelul lor, în funcție de vârsta pe care o au, dar pentru viitor, cât de important este să continuăm un asemenea tip de comunicare, practic, profesorul vine, îl are în față pe elev într-un context extern, dincolo de această pandemie, care nu este atât de favorabil, poate lucrurile nu stau ca în, după al doilea război mondial, să spunem așa, sau în perioada războiului rece. Dar vedem că, inclusiv la noi, în țară, dacă îi să facem un sondaj, apropo de apartenență la Uniunea Europeană, poate pentru că e lipsa de informare. Aici intervine menirea și rolul profesorului de istorie, cred. Așa este, în mod categoric. Și știți, ca să vă răspund într-un mod, raportându-mă direct la ceea ce s-a întâmplat la acest moment, și noi am dorit să vedem cum percep copiii atunci în timp real, cu ce rămân, dacă își vor dori, iată, să se implice, dacă, și nu numai că se implice într-un proiect, ci să își dorească să fie parte din proiecte viitoare, care să aparțină, iată, să pună umărul la acest proiect care înseamnă Uniunea Europeană. Și i-a impresionat foarte mult cele spuse de Ioana Pruteanu și le-a spus: dragi copii, să știți că Europa este un proiect care se construiește în fiecare zi. Și fiecare dintre voi are rolul său bine definit aici. Să știți că au fost foarte atenți, deși a fost un maraton în sine evenimentul. Noi am lansat o provocare la începutul momentului acesta, și anume le-am transmis copiilor un format de newsletter și le-am spus: dragii noștri, sunteți astăzi într-o ipostază inedită, aceea de reporteri. Da. Și ne-am dorit ca toate emoțiile voastre, tot ceea ce simțiți, tot ceea ce învățați astăzi, să așterneți pe hârtie, în așa fel încât la sfârșitul zilei noi să citim
Ce ați gândit voi și ce ați simțit într-un astfel de moment? Și știți că a fost foarte interesant, am citit câteva dintre aceste newsletter-uri, pentru că fiecare școală din acest proiect a realizat un astfel de material. Și mi-a plăcut extraordinar ceea ce a spus una dintre fetițe. Mi-aș dori ca pe viitor să mă implic și eu, să fac și eu ceva. Până acum nu vedeam lucrurile, nu consideram că este atât de important. Dar m-ați convins. Ceea ce pentru noi a fost o, vă dați seama, o bucurie. Asta a însemnat un câștig extraordinar. Pe urmă, este adevărat, a fost această perioadă care aparent a mai... Eu spun aparent pentru că în ceea ce mă privește consider că relațiile cu copiii mei au fost la fel de strânse. Însă, știți, în momentul în care le-am spus, mi-aș dori să fim parte dintr-un proiect în care să ne regăsim cu alți colegi de-ai voștri, cu alte școli, dar nu pot face singur asta. Și le-am spus, nu pot face singur asta, am nevoie de voi. Mai ales la liceul de informatică te sprijin pe copiii tăi atunci când vine vorba de tehnologie. Și știți cum a fost o bucurie și lucrul ăsta l-am văzut și la celelalte școli. De la cei mai mici, de la 5-a până la cei mai mari, fiecare a venit în întâmpinarea acestei propuneri. Eu fac sigla, eu fac logo-ul. Imaginați-vă că acest logo... Îl putem arăta și dacă îl vă ruga pe colegul meu din regie să se apropie puțin de el, să-l avem în detaliu, da. Dacă îl puteți plasa dumneavoastră și, acolo. Acest logo a fost creat de un copil de clasa 6-a. Și a muncit și și-a pus atâta suflet încât și-a dorit ca aceasta să fie contribuția lui personală la acest moment. Alături, la fel, această imagine, care a fost și imaginea de fundal folosită în timpul evenimentului, a fost creată de un copil de clasa 9, de o fetiță de clasa 9. Tudor, Andra, ca să-i salutăm, și da? Să-i salutăm, da? După care au mers mai departe și au zis, doamna, dar ar fi extraordinar dacă le-am prezenta un film copiilor despre Uniunea Europeană, ei trebuie să afle mai multe și au creat și un film. Și de aici încolo am început să discutăm între noi și am zis, bun, înseamnă că, uite, copiii noștri pot să gestioneze mult mai multe lucruri. Și cred că asta este un element, unul dintre punctele tare ale acestui proiect, pentru că de la momentul în care l-am gândit și până când s-a încheiat evenimentul din 10 mai, pentru că noi deja mai avem și alte lucruri în program, în fiecare moment i-am simțit pe acești copii implicați. Imaginați-vă că ei au creat, de exemplu, pagina de Facebook, pe care o actualizează, în care și e o formă de a ne promova și ei au și propus. Dar avem nevoie și de Instagram. Haideți, doamna, să ne cunoască lumea, să vadă cât de multe lucruri frumoase facem, că ne implicăm. Și știți, mi-a plăcut și lucrul ăsta, pentru că ei deja învață nu doar să pregătească niște materiale, ci să organizeze un eveniment în sine. Și ei sunt cei care au creat, de exemplu, quizul de pe Kahoot, eleva colegei noastre de la Colegiul Național. Știți, a fost spumos momentul. Deci, eleva Andreea Aramă, i-a creat acest test, joculeț, da? Un fel de concurs pe Kahoot și, cum să vă spun, realmente acești elevi au fost implicați de la momentul la care spunea doamna Rados, al gândirii momentelor din evenimente, din activitate, activitatea propriu-zisă și evaluarea. Deci ei au fost
parte integrantă, ei sunt baza pe care noi am construit. Copiii au realizat materialele, ei le-au prezentat, da? Deci fiecare dintre colegi a ales unul, doi elevi în funcție de preferințe, de cum s-au implicat și aceștia au prezentat. Au fost momente foarte interesante, momente în care elevii, de exemplu, de la Liceul Alexandrii au prezentat experiența lor ca ambasadori ai Parlamentului European. Au fost elevi care au realizat, așa cum spune colega mea, filmulețe, formularul acela de feedback de la final construit de copii. Deci toate aceste elemente au fost foarte importante. Fiecare dintre noi am invitat elevi de la noi din școli și în felul acesta am avut tot felul de lucruri interesante. Acești jurnaliști, mici jurnaliști, care ne-au dat feedback-ul la cald și care au scris lucruri foarte frumoase. Realmente, acesta este premiul nostru. Aceste feedback-uri oferite de copii care ne motivează să mergem mai departe, care ne justifică efortul, pentru că nu trebuie să ascundem lucrul acesta. E un efort să organizezi un astfel de eveniment de o asemenea amploare, cu un număr atât de larg de participanți, să implici atât de multe instituții, presupune totuși un efort de organizare susținut și pentru acest lucru trebuie să-i mulțumim doamnei Rados și tuturor colegilor care au pus umărul și au răspuns foarte prompt tuturor solicitărilor, în așa fel încât să existe un parteneriat clar și foarte bine structurat între toate aceste instituții, să avem invitați de marcă și relevanți pentru tema noastră, să avem materiale relevante. Toate aceste lucruri au însemnat efort și, desigur, trebuie pentru acest lucru să mulțumim copiilor care s-au implicat, colegilor care ne-au susținut și direcțiunii fiecărei școli care a văzut în acest parteneriat ceva valoros ce merită susținut. A completat cu îngăduința dumneavoastră, să o salutăm, iată, un profesor inimos, un director inimos, doamna Dolores Voinea, ne urmărește, mulțumim frumos. Pe de altă parte, doamna profesor Mihaela Țura, felicitări, dragi colegi. Ciobanul Loredana, felicitări. Mie având felicitări, doamna Silvia Rotaru, felicitări reușite multe în continuare. Rosalia Miseiloae, sper să nu greșesc, felicitări pentru tot. Adina Romanescu, salutăm, sărutumile, doamna profesor, felicitări, proiect excepțional, succes. Așteptăm și edițiile viitoare. Sărbătorim cu doamna profesor Romanescu, fac o mărturisire, domnia sa va sărbători în platoul Bezei Live joi, într-o ediție specială dedicată celor 50 de ani de învățământ informatic preuniversitar. Extragem până la acest moment și v-aș ruga să-mi răspundeți dumneavoastră necesitatea de a dezvolta viitorul cetățean, necesitatea de a lăsa să fie liber, de a înțelege că țara noastră face parte din Europa, nu doar de la momentul în care a aderat într-o formă legală, e clar că a fost această procedură, pentru că doar așa România poate avea un viitor într-o normalitate, într-o Uniune Europeană, într-o idee de democrație, de libertate, dar și în ideea de a respecta anumite leguri. Nu trebuie să uităm, pentru că sunt spirite revanșarde și, din păcate, și la nivel național, extremismul, naționalismul dus spre zonele urâte ale sale începe să apară. Să nu uităm că putem merge în Belgia doar cu buletinul și că nu mai avem nevoie de acele documente și reprezintă, dar e rolul acesta în esență, dragi prieteni, și aici mesajul este și către dumneavoastră,
este rolul profesorului de istorie, de a-i forma pe acei cetățeni, acei cetățeni care să circule în loc de 250 de km la oră pe autostradă și să se întâmple tragedia, să circule așa cum trebuie să circule, acei cetățeni care să nu vă întâmpine în, eu știu, pe aeroportul Zaventum din Bruxelles și să vă fure portofelul. Aș vrea să duc în esența dialogului nostru, că de aici pleacă totul. Și mă bucur că ați avut și îi prezentați pe elevi ca pe niște parteneri și că elevii dumneavoastră au avut libertatea de a crea, de a veni cu idei. E esențial în tot ceea ce înseamnă procesul educațional, doamna profesor Rados. Este, aș spune eu, definitoriu. Și este valabil pentru orice disciplină, nu numai pentru istorie. Corect, dar în cazul de față... Istoria, știți cum e, este o știință mai complexă. Așa. Și își poate permite atât să pună față în față trecutul cu prezentul, da. Să le spunem copiilor un lucru esențial, și anume că nu poți să înțelegi prezentul, ba dimpotrivă, poți să-i și denaturezi acțiunile. Dacă nu te întorci puțin către trecut. Și mi-aduc, știți, aminte, noi în facultate am avut așa, fiecare dintre noi, lucrări de căpătâi pentru formarea noastră. În cazul meu, o lectură deosebită a fost Marc Bloch, Pledoarie pentru istorie. Și momentul acela în care începe și spune: tăticule, explică-mi care este rostul istoriei, și de aici încolo tot ceea ce urmează în lucrarea lui Bloch spune un lucru nemaipomenit, că istoria este despre oameni. Că atâta timp cât ignori trecutul, nu-ți înțelegi prezentul. Dar și cu atât mai mult nu poți să nu ne analizezi față în față, pentru că fiecare dintre noi, și lucrul ăsta mi s-a părut nemaipomenit în spusele sale, că în fiecare dintre noi există acolo o fărâmă din ceea ce au transmis generațiile anterioare, strămoșii noștri, duce mai departe, este în ADN-ul uman și că nu ai cum să-l ignori. Motiv pentru care este șansa noastră a profesorilor de istorie să formăm acești copii într-o manieră complexă. Nu înseamnă să nu înțeleagă că a învățat istorie, înseamnă să învăț pe de rost ceva și atât de complicat, Doamne, nu este asta rostul. De aia îi implicăm, le formăm aceste perspective complexe, îi ajutăm să se apropie de om, de realizările lui, să compare ce a fost bun, ce n-a fost bun. La început de clasa 5-a copiii întrebau: dar de ce facem istoria? Și am zis, păi hai să ne uităm un pic tot ce s-a întâmplat de un an de zile. Toată povestea asta care a venit peste noi. Ce au făcut la început specialiștii? Primul lucru pe care l-au făcut nu a fost: acum căutăm remediul, hai să vedem când s-a mai întâmplat. Ce au făcut atunci statele, cum au reacționat atunci societățile, ce au făcut atunci oamenii de știință, și în felul acesta s-au articulat și soluțiile pentru viitor. Așadar, este o relație atât de strânsă între trecut, prezent și mai mult decât atât, să-ți construiești și viitorul. Și lucrul ăsta o pot face profesorii de istorie în mod special. Cu siguranță, și aici aș cita doar un titlu, Paul Ricoeur, Memoria, istoria, da. Uitare, apropo de ce a spus dumneavoastră. Ne-am gândit și la Francis Fukuyama, la sfârșitul istoriei. Nu va fi niciodată sfârșitul istoriei. Deși acel mesaj e cuprinde mai multe paliere și vorbeați de volume, că mi-ați așa nostalgic și acum mi-aduc aminte și îl salut pe domnul profesor Alexandru Florin Platon, să ne gândim la un Fernand Braudel, cât de frumos ne duce prin istorie și cât de frumos ne povestește și cât de util ne poate fi nouă astăzi, doamna profesor Turcănaș. Eu aș dori să revin așa un pic la ceea ce istoria face, și anume încearcă să se adapteze mereu timpurilor. Dacă ne uităm,
noi rescriem permanent, da? Deci, deși sunt zeci, poate sute de lucrări despre Napoleon, mereu oamenii simt din nou nevoia să reinterpreteze, să găsească noi aspecte. Cam acest lucru face și educația pentru fiecare generație, face acest efort de a se adapta, de a găsi acele metode care să fie funcționale, să fie utile, să fie cele mai potrivite generației existente. Să știți că acest proiect al nostru asta a încercat să facă, să vină mai aproape de realitățile existente în acest moment, să vină mai aproape de nevoile pe care le au elevii noștri, care, dincolo de numeroasele probleme pe care digitalizarea educației le-a produs și distorsiunile pe care le-a adus în acest sistem educațional, a adus totuși și anumite elemente pozitive pe care ar trebui să fim, cum să vă spun eu, foarte tendențioși și foarte poate răuvoitor ca să nu le vedem. Și noi ca profesori trebuie să înțelegem că lucrurile trebuie să meargă într-o nouă direcție. Poate nu întâmplător liderul acestui parteneriat este de la Liceul de Informatică, pentru că într-un fel sau altul toate aceste schimbări merg înspre acest domeniu în care trebuie să învățăm să ne construim viața în educație și pe sprijinul și cu ajutorul acestor instrumente care trebuie să ni le apropiem, trebuie să ni le facem familiare pentru a le vorbi elevilor pe limba lor. Deci nu putem evita, creta, tabla este încă punctul nostru de plecare, dar nu putem să închidem ochii la toate celelalte posibilități, la toate aceste ferestre, nu, care se deschid prin tot felul de aplicații, cum s-a întâmplat cu filmul realizat, cu e-book-ul realizat, cu newsletter-ul, cu Kahoot-ul, cu tot felul, platformele, toate aceste metode, inclusiv de diseminare pe Facebook, pe Instagram, pe tot ce înseamnă socializare, toate aceste aspecte ne pot ajuta. E de interes pentru noi să facem în așa fel încât să nu ne încurce, ci să ne ajute. Aici, desigur, vine și această încercare de a învăța unii de la ceilalți, de a ne sprijini în acest efort, pentru că puterea comunității aici stă și să știți că toată această încercare a noastră vine nu din a învăța ce este Uniunea Europeană, ci din a le construi elevilor noștri toate aceste direcții pe care Uniunea Europeană le sprijină, da? Deci digitalizarea în educație este o direcție susținută de Uniunea Europeană. Această muncă colaborativă, această muncă în echipă este la rândul ei o direcție pe care Uniunea Europeană o susține. Tot ce înseamnă toleranță, tot ce înseamnă deschidere, incluziune, dezvoltare personală a elevului, toate aceste aspecte, noi de fapt le includem, le urmărim, le construim prin acest proiect pe care noi îl derulăm. Noi încercăm să depășim această limită a educației formale, care poate să fie la un moment dat rigidă, care poate la un moment dat să îi îndepărteze pe elevi, și ne dorim foarte mult să aplicăm aceste metode non-formale, novatoare, să le includem în activitatea noastră spre folosul și spre dezvoltarea cetățeanului european. Cetățean european nu înseamnă doar călătoria cu buletinul. Cetățean european este un om activ,
pe plan democratic, care își cunoaște drepturile, care își cunoaște trecutul și își dorește un anumit viitor. Și acest aspect ne-l dorim, dezvoltarea cetățeniei active și implicare din partea elevilor noștri. Și noi, ca profesori, am venit, nu, desigur, cu un model. Să ne implicăm mai întâi noi pentru a-i putea influența, pentru a putea să le creăm și elevilor noștri acest model de a fi cetățeni europeni, persoane implicate, persoane active, persoane conștiente și care nu iau lucrurile din jurul lor ca pe un dat, ci își doresc să intervină, să modifice aspectele care îi deranjează, să aducă îmbunătățiri. Dacă vom reuși cât de puțin, înseamnă că deja educația și-a atins scopul și mergem în direcția bună. O catedră puternică la Liceul Teoretic de Informatică pe zona istoriei, n-aș vrea să uit și pe doamna profesor Emma Cerchez, mie domnia sa, în momentul de față la Colegiul Național Emil Racoviță, domnul profesor Marinel Șerban, să o salutăm pe colega dumneavoastră, doamna profesor Adriana Radu, două unități de învățământ cu profesori, îmi permit de data aceasta, pentru că sunt dragi și colegii dumneavoastră de la alte discipline, dar vorbim astăzi despre colegii istorici. Oameni cu deschidere, ați punctat dumneavoastră foarte bine, nu doar acea călătorie și cred că cu buletinul și atât se termină apartenența noastră la Uniunea Europeană, pentru că, doamna profesor Turcănașu, avem nevoie și în România de cetățeni activi, de cetățeni informați, de cetățeni care, până la urmă, în esență, Uniunea Europeană își dorește ca întreaga comunitate să trăiască într-o lume echilibrată, normală, prosperă, că de aici plecăm. Mai avem câteva minute. Ce urmează? Pentru că a fost doar un început acest moment. Să nu creadă cineva că veți rămâne doar aici. A fost doar așa, incitarea, preambulul. Ce urmează plecând de la acest moment? Păi să știi că noi deja în data de 2 iunie avem un alt moment. Copiii și-au dorit foarte mult ca toate aceste materiale ale lor să se regăsească într-un proiect comun. De aceea vom avea un workshop. De data aceasta, știți cum elevii îl învăța pe elevi cum se face un e-book, cum se organizează, cum se structurează. Vor lucra în echipe, de data aceasta echipe mixte din toate școlile partenere. Vor învăța să-și organizeze o revistă și nu vă ascund că pe viitor noi ne dorim să avem în mijlocul nostru și oameni din presă. Este iarăși o țintă, pentru că ce am făcut noi aici a fost o încercare de a le stârni puțin interesul, dar de aici încolo vrem să dezvoltăm mai multe instrumente prin care să-și înțeleagă, prin care să-și analizeze mult mai bine societatea, să se implice, iată, în a oferi și soluții. Sunt extrem de multe activități, ne dorim să ni se alăture și, de ce nu, colegi din alte școli, pentru că intenționăm să dezvoltăm și această latură formativă. Colega mea vorbea despre importanța acestor metode, a acestor instrumente în predarea istoriei și din acest motiv, cu siguranță, la un moment dat vom avea și o resursă educațională în această zonă, cum să predai despre istoria, despre prezentul, viitorul Uniunii Europene în școală și ne gândim, iată, și la un produs al nostru, pentru că avem expertiza, pentru că avem atâta experiență și am făcut lucrurile acestea în ultimii ani. Cred că sunt multe și inclusiv dorim să dezvoltăm această latură, această abilitate a copiilor de a-și susține punctul de vedere. Și mă uitam către colega mea pentru că eu apreciez experiența ei în această zonă și cu siguranță și noi ca profesori și elevii noștri vor avea de câștigat, pentru că noi îi recunoaștem expertiza la nivel nu numai județean în ceea ce privește organizarea debate-ului și
Sunt convinsă că va fi întâmpinată cu multă bucurie de copiii noștri, vor avea ce să învețe. Vrem să îi învățăm să facă film și să prin film să se apropie, iată, de patrimoniul cultural, să promoveze această nevoie a conservării, a păstrării. Și Iașiul nostru are ce să arate, de ce nu pornim de aici, de la Iași. Corect. Și mai departe, desigur, către Europa. Mai frumos de atât nu se putea. E și, în esență, dragi prieteni, o pledoarie pentru dascăl, dar și pentru istorie. Pentru că, o spuneam și o repet și acum, mă întristează așa, văzând ce s-a întâmplat și la finalul anului trecut și la începutul acestui an, apropo de curiculă, de modificări, și mi se urcă sângele în cap când aud de mari experți în educație care nici măcar jumătate de oră nu au fost la catedră și alte și alte mari figuri, dar ghilimele sunt de rigoare, ghilimele de rigoare, asta vreau să spun, oameni buni, dragi părinți, dragi elevi, dragi oameni din societate, și aceasta este una dintre misiunea profesorului de istorie, nu mai neglijat. Și acești profesori tocmai asta fac, să ducă valorile noastre în valorile comune la nivel de Uniune Europeană. E esențial să mergem spre aceste linii și spunea domnul profesor Radu și e o tradiție, e de apreciat, apropo de debate, de tinerii care pe diverse probleme sunt încurajați să gândească, să argumenteze, să se documenteze și să fie interesați, doamnelor profesori, în esență de viața lor și a comunităților din care fac parte. Cred că de aici plecăm. Asta ne dorim, să îi sprijinim pe elevii noștri, să fie persoane care știu să se documenteze, să nu uităm că istoria înseamnă și foarte multe informații, poate de foarte multe ori unele lucruri pot fi uitate. O competență foarte importantă este să știi, să îi sprijin pe elevi, să se poată documenta și individual, să fie autonomi. Această competență a autonomiei elevului în domeniul istoriei ar trebui să reprezinte pentru noi și reprezintă, sunt absolut convinsă, o prioritate, pentru că anii de școală sunt limitați, pentru că învățarea pe parcursul vieții trebuie să fie și este o realitate. Uitați-vă la părinții noștri, câți dintre ei au lucrat în același loc de muncă pe parcursul întregii vieți și uitați-vă la generația actuală, câtă mobilitate, câtă schimbare. Practic, principala competență va fi aceea de a te putea adapta, de a te putea informa singur, de a te putea orienta singur. Și atunci, încercarea aceasta a noastră, a tuturor membrilor grupului acesta și, sunt convinsă, a tuturor colegilor de istorie, pentru că noi suntem un grup de doar 11 școli, pentru că a fost pasul inițial. Da, de aici nu, nu înseamnă că vom rămâne în această formulă și ne dorim, sunt convinsă că colega mea Maria Rados și toți colegii care facem parte din grupul care a pornit la drum se gândesc cum acest lucru poate fi un sprijin pentru cât mai mulți colegi și ne dorim, deci, să facem acest pas, să încercăm să-i ajutăm pe copiii noștri să fie autonomi. Dacă dezbaterile vor reprezenta o astfel de soluție, atunci vom merge în această direcție. Dacă alți colegi vor veni cu alte soluții, le vom urma cu drag, în măsura în care, desigur, vom fi cu toții pe aceeași undă și vom considera acest lucru important.
Și pe final, concluziile vă aparțin dumneavoastră, doamnă profesor Rados. Concluzii legate de cum i-ați văzut pe elevi, pentru că pe colegii dumneavoastră îi știți, doamna profesor Țurcănașu a spus așa, dar dragi colegi profesori de istorie, deja invitația este lansată, cum i-ați văzut pe ei și cu ce mesaj pentru viitor în a crea noi și noi proiecte, inițiative, tocmai având la bază dialogul nostru de astăzi. Știți, pentru mine a fost un lucru relevant din momentul în care s-a încheiat activitatea și pe canalele noastre de Teams, acolo da, unde ne întâlnim virtual, au început să vină mesaje. Mi-aș dori să intru și eu, doamna, în acest proiect. Ceea ce înseamnă că am ajuns cu mesajul nostru acolo. Vrem să fim parte dintr-o echipă, vrem să fim împreună, vrem să descoperim împreună și cred că lucrul ăsta deja înseamnă pentru noi mai mult decât că ne-am atins în acest moment scopul. Suntem uniți și demonstrăm acest lucru. Mulțumim, mult succes. Să știți că provocarea am simțit-o așa foarte, foarte elegant transmisă cu cea mai mare plăcere, cu mare drag. Nu doar pe acest proiect, oricând noi vom putea, prin intermediul producțiilor Media BZ Live sau în paginile cotidianului Bună Ziua Iași, vom putea transmite mesaje, lucruri frumoase realizate de dumneavoastră, de elevii dumneavoastră, de colegii dumneavoastră, să știți că veți avea un partener sincer, corect și deschis. E important, e esențial, o națiune spre a se dezvolta, e acea națiune care investește în educație. Dacă altcineva a găsit altă rețetă, nu știu, să vină să ne-o spună, noi, eu și cred că sunt convins că și dumneavoastră nu ați găsit-o, să-i salut pe acești oameni care, într-adevăr, simt, construiesc, că ei sunt importanți, dragă societate, dragă autorități, ca să fiu elegant. De aici pleacă și se schimbă foarte multe din lucrurile pe care le dorim noi în bine a se schimba la România. Încă o dată felicitări, mult succes. Să ne revedem, sănătate să fie, pentru că e cea mai importantă. Să ne revedem cu cea mai mare plăcere în platoul BZ Live cu alte și cu alte lucruri frumoase. Cu mare drag. Mulțumim și noi. Îi salutăm pe telespectatori. Mulțumim. Și pe colegii noștri, pe colegi, Tibi, te salut, multă sănătate, Sergiu, te salut, salutăm distinsile doamne profesoare, salutăm și pe domnul profesor Sorin Sitea, pe doamna Pal, iată ce amintiri, o salut cu mare drag, cu mare, mare, mare plăcere și acum mi-aduc aminte, am cunoscut-o inclusiv în zona practicii pedagogice pe care o cunoaștem cu toții și care era utilă pentru că aveam profesori alături de noi. Și să știți că mai erau multe nume pe care le-aș putea. Oh, da, nu vreau, mi-am permis eu, mi-am luat eu cu iertare, rog să accepte scuzele mele, toți cei pe care poate nu răuvoitori, i-am uitat, gândul a fost către domniile lor. Aici se încheie această ediție, dragi și prieteni, BZ Live, dați un like, un share, dialogul foarte interesant, aveți ce urmări. Noi mâine ne întâlnim. Continuăm să promovăm zona învățământului preuniversitar. Iată, o școală gimnazială energică, un loc unde se fac lucruri de calitate, școala gimnazială Alexandru cel Bun. Aducem comunitatea, aducem școala aproape de dumneavoastră, doamna profesor Anca Ghiciuc, managerul, noul manager, și aici salutăm și omul care a construit, îl salutăm și pe domnul profesor Crauciuc, învățător de formație. El, doamna Ghiciuc, continuă munca domniei sale. Educația e importantă și vrem să o promovăm, să o aducem în fața dumneavoastră, să dialogăm, să vă prezentăm oameni. De aici pleacă totul. Până mâine, dragi prieteni, după amiază plăcută, numai bine, la revedere!